Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu exclude trimiterea trupelor occidentale în Ucraina, însă a precizat că acum nu există un consens pe acest subiect. Totodată, acesta a declarat că apărarea Republicii Moldova, direct amenințată de războiul desfășurat de Rusia în Ucraina, este o prioritate. Declarațiile au fost făcute după o sesiune de discuții cu 25 de șefi de stat și de guvern europeni, întruniți la Paris pentru a găsi noi soluții de susținere a Ucrainei. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. În replică, Kremlinul susține că un astfel de scenariu va duce inevitabil la o confruntare dintre Federația Rusă și NATO. Simplul fapt că se discute despre posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina din țările NATO este un element nou extrem de important. În acest caz, nu mai putem vorbi de probabilitate, ci de inevitarea unui conflict direct, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cancelarul german Olaf Scholz, care a participat la reuniunea de la Paris, a precizat că, deși a existat o dezbatere bună și o discuție detaliată pe această temă, participanții la summit au fost unanimi împotriva desfășurării de trupe în Ucraina. Pe lângă Ucraina, Republica Moldova a figurat de asemenea pe agenda discuțiilor. Prezent la conferință, președintele României, Klaus Iohannis, a îndemnat liderii europeni să acorde atenție deosebită țării noastre și să coordoneze acțiunile de contracarare a războiului hibrid din partea Federației Ruse. La finele evenimentului, președintele Franței a declarat că înalți oficiali au ajuns la înțelegerea că susținerea Republicii Moldova trebuie să facă parte din cele 5 priorități stabilite. Le cyberdéfensif, la coproduction d'armement, de capacités militaires, de munitions en Ukraine, la défense de pays menacés directement par l'offensive russe en Ukraine, en particulier la Moldavie. În prezent, 30% din toate finanțările pentru Ucraina provin din Europa. Macron a mai anunțat că va fi creată o nouă coaliție pentru a aproviziona Ucraina cu rachete cu rază medie și lungă de acțiune. Pentru a atinge acest obiectiv, Franța va renunța la politica sa de a nu cumpăra armament din afara UE.